Bună dimineața, fraților, și bine ați venit la un nou episod direct de aici, din centrul Madridului. Am rezervat special această zi, după cele două clipuri pe care deja le-am postat, ca să mergem într-o super aventură. Fraților, astăzi voi merge acasă la Karim Benzema și la Cristiano Ronaldo, actualul balon de aur și fosta legenda celor de la Real Madrid. Și pentru asta vreau să văd și susținerea voastră acolo. Dacă vă plac asemenea episoade, să continuăm această serie, de ce nu? Haideți acolo cu 10.000 de like-uri forță și uitați-vă că este ora 10:30 și cel mai probabil vom termina acest video seara târziu. Până acasă la Karim Benzema facem o oră și jumătate, deoarece casa lui se află într-un cartier rezidențial din afara orașului. M-am interesat, am aflat adresa lui și sperăm că nu facem nimic ilegal sau că nu este prea multă securitate acolo. Iar Ronaldo are două locuințe aici, una în partea cealaltă a orașului, din ce am înțeles a vândut-o deja, iar cealaltă este în interiorul Madridului și Ronaldo a transformat-o ulterior într-un hotel, scrie chiar și acolo cere 7 frumos. Așadar, în acest moment, spunem start acestei aventuri și haideți acolo odată cu acest video și cu 200.000 de abonați forță. Vreau să vă susținerea voastră și haideți să mergem! Vom folosi totodată 3 mijloace de transport pentru a ajunge acasă la francez. Prima dată metrou și după trebuie să luăm două mașini separate, plus de asta să mergem și pe jos. În Madrid încă este obligatoriu să porți mască, mai ales la metrou aici, toată lumea e cu mască. Și vom merge cu metrou o singură stație, după cu mașina, am înțeles că vor fi 13 stații cu prima. Suntem la Plața de Castilla și urmează să așteptăm mașina 32 de minute, dar până atunci voiam să vă arăt că tot vorbim despre Cristiano Ronaldo. Spatele meu avem două clădiri, ia uitați-le acolo, una, două, care eu zic că seamănă destul de mult cu noul lui hotel de la Al Nassr, unde locuiește acum. O să vedeți acum imaginea, să vedeți cum arată, zic că seamănă puțin așa, arată destul de bine. Și hai să mergem la stație să vedem unde este stația. Ne trebuie bilet să mergem cu mașina? Am ajuns în autogară și autogara are 4 nivele. Deci are 4 etaje autogară și poți intra la autobuze stânga-dreapta. Nu credeam că există așa ceva. Deci este imensă. Imensă. Zici că e mall, dar de fapt e autogară. Și din ce am înțeles, intrarea la autobuz pentru prima autobuz este ca la avion. Aștepți ca la avion acolo. Hai să vedem. Și am ajuns la minus 2. Și așa arată intrarea la autobuz. Uitați-vă și voi. Deci nu poți să stai acolo unde merg autobuzele, trebuie să stai aici și ușa aceea se deschide în momentul când putem intra la mașină, adică la 6:30, mai ales așa dat un sfert de oră. Și această mașină ne duce foarte aproape de cartierul lui și de acolo, deci am înțeles, trebuie să luăm un alt autobuz. Vedem cum ajungem. Ideea e că el stă în partea de nord a cartierului, iar noi vom intra prin partea de vest. Să vedem, să vedem dacă putem să mergem pe jos sau să luăm altă mașină. Hai să așteptăm acum. Ieșim afară și începem drumul către Ciudad Campo, așa se numește cartierul lui Karim Benzema. Și dacă vă amintiți, noi am încercat să facem acest challenge anul trecut, dacă ne pică Karim Benzema Team of the Season, și nu ne-a picat, așa că îl facem de acum în avans. După aproape jumătate de oră de mers, deja a început și lumea să discute aici în autobuz și dacă tu discută, vreau să întreb și eu cum ți s-a părut aseară la meci. Meciul de aseară a fost super, a fost o experiență inedită. Foarte mult. Deci gândiți-vă că asta am să zic. Mama n-a fost în viața ei la un meci de fotbal și niciodată n-a văzut un meci la televizor ca coadă. Iar galeria m-a fascinat. Exact, galeria. S-a uitat la meci mai galerie, i-am și zis. Băi, mă, uite-te și la meci, nu numai la galerie, dar toți îmbrăcați în alb. Au cântat non-stop, capoane. Non-stop, exact, exact, a fost. Și toți îmbrăcați în alb frumos. Superb. Și aplaudat tot timpul din palmă. Foarte, și tot mai bun. Mai mergem? Da. Mergem. Mă plimb prin Madrid, portofelul este plin. 1, 2, 3, nu zici că sunt străin. Cam așa pe mine, jur, nu zici că plutește. Am învățat să urc, nimeni nu mă mai oprește. Mă plimb prin Madrid, portofelul. După o oră de mers cu autocarul, ajungem în fața cartierului lui Karim Benzema, care am aflat că este imens. Deci de aici, de la intrarea în cartier, Google Maps pe jos arată că facem câte minute? 44 de minute. Dar am aflat că există un autobuz care și ăla vine foarte greu, care ne duce la 3 minute distanță de strada lui. Și eu acum stau să mă gândesc, Benzema după fiecare meci, gândiți-vă că vine aici, este singura lui locuință din Madrid. Mă rog, poate dacă vrea să dau la un hotel sau ceva în Madrid e treaba lui, dar aici este locuința lui și pe Google dacă căutați, este singura care este dată. Și haideți să o luăm pe jos. Acesta este cartierul, uitați-l acolo în față, se vede.
ciuda al campul unde trebuie să mergem. Și în spate, după cum vedeți, este câmp. Hai să traversăm și să o luăm ușor la pas. Vă mâncava-și gura voastră. Deci trebuie să mergem pe un pietonal și să mișcă efectiv. Se mișcă asfaltul ăsta. Deci mi-e frică rău de tot, credeți-mă. Că se mișcă și suntem mega sus. Trebuie să nu mă uit în jos. Chiar e nasol, eu am rău de înălțime. Mai și filmez în același timp. Ia uitați-vă. Aoleu, și pe acolo trec mașinile frumos. Se mișcă. Merg așa pe mijloc. Merg pe mijloc. Luma mai era frică că trebuie să trecem autostrada pe jos. Vă dați seama că n-aveam cum. Mamă, un cățel. Bă, deci mă ia rău. Nu vreau să mă uit, doar vă arăt, filmez, dar fără să mă uit în filmare. Uitați-vă cum se vede. Și noi trecem deasupra, poate scapă telefonul pe aici. Și ca să vedeți că nu este glumă, cartierul este păzit. Uitați-vă la intrarea în cartier, este poliția. Deci, v-am zis, nu știu dacă e ilegal ce fac sau nu, dar odată ce mi-am propus să fac asta, o forțăm. Mamă, și cum stau acolo la intrarea în cartier, îi vedeți? Cum stau? Hai să vedem. Și am ajuns, fraților, în fața cartierului lui Karim Benzema, dar bineînțeles, după cum puteți vedea, este o zonă 100% păzită, nu avem voie să filmăm în interior și așa de la distanță se poate vedea. Dar, repet, nu vreau să mai ia poliția aici în Spania. După o oră și jumătate de mers pe jos, ajungem aici la Ciudad Campo, unde locuiește Karim Benzema. O să merg și mai aproape, stați un pic că să nu vine cineva. O să merg și mai aproape și o să filmez de aici de afară, uitați, de pe stradă direct. Acesta a fost outro-ul din fața cartierului lui Karim Benzema, dar știți foarte bine că fratele vostru, atunci când își propune să facă ceva, duce totul până la capăt. Am luat-o pe mama, m-am dus cu ea la securitate și am întrebat dacă putem să intrăm să vizităm cartierul. Ne-a dat voie fără probleme, dar cu condiția să nu filmăm, având în vedere că mă văzuse deja că filmez acolo în fața cartierului. Am luat-o ușor la pas pe străduța care ducea în fața casei lui Karim Benzema și vă zic sincer, aveam de mers, așa cum am zis și în video, 44 de minute și după ce am mers 400 de metri, am observat că de fapt drumul acela era alcătuit numai din dealuri, iar mama, bineînțeles, la vârsta ei, nu putea să urce atâta drum, așa că ce m-am gândit? Fix când eram în fața cartierului, am văzut că trecea un Uber. Am luat telefonul, am încercat să dau comandă de Uber. Și ce credeți, fraților? A venit Uber-ul să ne ia de acolo. Puteți vedea chiar acum pe ecran comanda de Uber dată după ce am mers puțin pe jos. Și aici o imagine scurtă când m-am filmat din Uber. Eram super mega emoționat, deoarece știam că în următoarele 3 minute o să fiu în fața casei lui Karim Benzema. Ne-a lăsat Uber-ul în fața străzii lui și se vedea din depărtare casa lui și la fel nu m-am putut abține să nu trag un cadru cu mine, uimit fiind că-i văd casa lui Benzema. Wow! Tu vezi cum arată? Credeți-mă, era liniște de plin acolo, camere peste tot. Așadar, nu am riscat nimic, am luat-o ușor pe jos cu mama, care era extrem de panicată și într-un final am ajuns în fața casei lui și nu m-am putut abține să nu fac o poză acolo de lângă casa lui. Chiar acum în imagine vedeți poza, dar bineînțeles cu blur în spate, aceasta este casa lui Karim Benzema și locul unde am făcut eu această poză este fix locul unde Karim Benzema ieșea cu bicicleta să se plimbe. Am stat aproximativ 5 minute acolo să mă minunez și nu-mi venea să cred că sunt în fața casei lui. Și totodată puteți vedea și pe Google Maps punctul în care mă aflam când am făcut poza, dar știam totodată că aventura nu s-a terminat aici, trebuia să ajung acasă și la Cristiano Ronaldo și nu aveam destul de mult timp, așa că am comandat un Uber din nou din fața străzii lui Karim Benzema, care ne-a dus direct în afara cartierului la autostradă. Puteți vedea din nou imaginea cu a doua comandă de Uber, drumul de întoarcere, și plus de asta iPhone-ul ne-a detectat în locurile unde am stat mai mult, odată în fața cartierului și odată în fața casei lui Benzema. Puteți vedea și această poză. Ulterior am luat autobuzul cu care am mers o oră și un sfert până în Madrid, de unde ne-am continuat aventura. Fraților, ne-am întors o oră și 10 pe acel autobuz și acum suntem în metrou, trebuie să mergem 14 stații, încă 30 de minute, până la casa lui Ronaldo. Doamne ajută să ne apropiem cât mai mult și să filmăm acolo. Ne vedem direct. Ajungem, fraților. Fix deasupra noastră este zona aceea cu casa lui Ronaldo și de-abia aștept să văd. În orice caz, o să vorbesc și cu cei de la recepție sau care sunt acolo, dacă ne lasă să filmăm și în interior. Încercăm, de ce nu, dacă toți suntem aici. Dacă nu, din exterior, fiind zonă publică acolo, am voie să filmez de afară, ne putem filma direct din fața casei. Și am ajuns, fraților, direct la stația de metrou, unde avem casa lui Ronaldo și avem pe Alex din nou alături de noi. Salut. Te pup, Alex! Tu ai fost vreodată aici, la casa la el? Nu, e prima dată și la mine. E prima dată și la tine, nu? Mamă, și tu de cât timp ești în Madrid? De un an. De un an? Ok, deci în premieră pentru amândoi. Crezi că ne lasă să intrăm la recepție acolo? Sau încercăm. Ceva? Încercăm, asta am zis și eu, o forțăm. Hai să mergem pe acolo, nu? Da. Hai să vedem. 300 de metri, nu avem de mers mult. Let's go și hai să vedem. Scrie cere 7, am văzut. Da. Hai, tata.
Mamă, deci cum arată zona pe aici? Deci zona arată într-un mare fel. Uitați-vă și voi așa. Cât de șmecher arată zona. Ronaldo, casa lui direct aici, frumos. Acum ajungem. Aici este clădirea, dar nu pe aici se intră. Și în față, dacă vedeți acolo, cei de la Real au pus un magazin special, pentru că toată lumea știe că aici este casa lui Cristiano Ronaldo. Acum v-am zis, este hotel, dar o să scrie, hai să vedem. Asta e, nu? Da. Asta e, tata. Vreau să vedem din față. Să vedem cum arată din față, frumos, de acolo. Mamă, da, ia uite, direct pe Stana Cere 7, Gran Via și acum hotel, ia uite. Hotel, Casa de Libra. Cât de fain. Ia să vedem. Mamă, cum arată. Mamă, cum arată. Ia uitați. Aici este. Cum arată. Ia uitați. Cât de mișto. Și Alex ne-a zis că pe clădire e o piscină, nu? Da, e o piscină. Mamă, cât de mișto arată. Se vede și intrarea frumos acolo. Și ia uitați. Ia, hai să ne întoarcem, Alex, să ne vedem așa frumos. Ia uitați, fraților, cât de frumos, cu toată clădirea în spate acolo frumos. Casa lui Ronaldo, actual hotelul lui, bineînțeles. Și aici, magazinul Real Madrid, direct pus lângă. Ia uite. Bam, bam, bam. Hai să întrebăm dacă ne lasă să filmăm sau să urcăm sus să poate vedem. Poate avem noroc. Revenim. Bă, fraților, și ne-au primit. Suntem aici frumos în lift, vedeți, cu Cere 7. Super drăguți. Mamă, cum arată, uitați-vă, arată bombă rău de tot. Fai de capul meu, cât de șmecher. Bă, nu vine să cred, ne-au lăsat să intrăm. Ia uitați cum arată aici deasupra. Cât de fain arată. Și aici, bănesc că se montează piscina aia sau ceva. Mamă, cât de șmecher. Aba, nu, uite aici piscina lor. Uite acolo piscina, cât de tare, o vedeți? Mamă, chiar și Ronaldo a fost acolo în acea piscină și oficial, uitați-vă unde suntem, pe hotelul lui Cristiano Ronaldo, casa lui, cum vreți voi să o numiți, acum este hotel, dar el a stat aici o bună perioadă de timp, cât stătea Madrid, avea două locuințe aici și cea de la periferie. Bă, nu vine să cred că suntem aici, îți vine să crezi, Alex? No. Dar au fost super drăguți, le-am arătat și canalul de YouTube, clipul cu Gheorghe Hagi și după ce a văzut clipul cu Gheorghe Hagi, când i-am dat cardul like din FIFA, au zis, e ok, poți filma, e în regulă. Și uitați-vă și voi cum arată de aici de sus. Și priveliștea cu tot Madridul, wow, cât tare se vede. Ia uitați-vă, fraților, și aici tot orașul Madrid. Cât de fain. Mamă, cât de frumos. Cu piscina acolo frumos. Și aici este și o terasă unde lumea poate servi ceva. Stați să vă arăt. Stați așa să vedeți și ei terasa. Uitați și terasa acolo unde lumea poate servi ceva. Și aici frumos totul. Și piscina lui Ronaldo, fraților. Piscina lui Ronaldo, fabulos. Ia uitați-vă, cât de tare. Mă, voi vă gândiți că Ronaldo a făcut baie în piscina asta și acum noi stăm lângă ea? Ia vino, Alex, facem o baie în piscina asta? Haide! Băi, deci Ronaldo a făcut baie aici. Și uite, băgăm mâna în apă frumos. Băgăm și noi mâna în apă frumos. Nu-mi vine să cred, fraților. Păi, ai de capul meu. Cred că asta e cel mai tare vlog. Mereu zic că, la fiecare vlog, eu zic că e cel mai tare vlog. Deci, nu știu, toate sunt tari, probabil. Dar chiar e super mișto. Dar chiar e mișto rău, da. Zi tu, Alex. Chiar e mișto rău de tot. Așadar, fraților, aici se termină clipul de astăzi alături de Alex, căruia mulțumesc mult de tot, mersi, Alex, pentru tot ajutorul, m-a ajutat și cu locațiile și el mi-a zis despre această casă, eu voiam să merg la periferie undeva departe de acolo, nu puteam intra, la fel ca la Karim Benzema, totul era restricționat și interzis, deoarece era zonă privată, dar aici știam că se poate veni, că se poate vedea din stradă, dar nu mă așteptam să intrăm, ci să vizităm. Și ce să zic, nu vine să cred că stau lângă piscina asta aici. Așadar, fraților, haideți cu un like acolo forță și cu un subscribe. Până data viitoare, am fost Tudor, împreună cu Alex, pe care îl pup și v-am pupat. Pa, pa!